și la poarta lui Iulian Sebastian Gaiu. Valeriu Gaiu alunecă un jucător advers, pătrunde Gaiu. Acum îi revine mingea, un șut prins de portarul Jalen Hankins. L-am așteptat la un Jureș încă din primele minute. Lucrul nu s-a întâmplat, corner, o fază pe spate și pe lângă poartă. Reluarea aceasta, Serafim Cojocari. Trece Serafim Cojocari, acum Alexandru Osipov. Trează Osipov și cea mai mare ratare a tricolorilor vine în minutul 30. De Iovu, Nicu Namalovan, Eugen Giga, Ion Danilov, Dan Pușcaș, Victor Beșeti, Vladislav Glănuță și la a doua Halaia. Urmează corner, pericol și scot mingea aproape de pe linia podie. Reiau atacul. Hotspan din prima pentru urcarea lui Gaiu, are spațiu Valeriu Gaiu, Serafim Cojocari, pasă acum un șut în blocaj al lui Nikita Hotspan. Obuc! Încearcă să treacă și este faul, cât de faul. Mai avem din prima repriză. Aruncă un balon acesta, deviere, prinde. Cartonaș galben, da, într-adevăr, cursa contra cronometru pentru a reuși să schimbe scorul. Serafim Cojocari în fața porții, Lisu în blocaj, un șut pe deasupra din partea lui Mihai Dolghi. Serafim Cojocari se descurcă destul de bine, pasă pentru Solodovnikov, a așteptat poate prea mult, o pasă pentru Valeriu Gaiu, pătrunde Gaiu, face un adversar, Valeriu Gaiu peste poartă. De unde s-ar lega probabil cele mai mari speranțe? O sclipire din partea acestuia. Osipov. Trează Osipov, pericol, Mosman, n-a reușit să... 4-1, la tine, altul. Osipov, nu cred că poate. Revedem această fază fixă. Mingea a ajuns, nu a fost recentrarea lui Solodovnikov și apoi reluarea cu tafla. La Plano este legitimat acum la Torino. Din nou Halaia, de unul singur Halaia poate să urmeze o pasă. A intrat. Încearcă Pușcaș o trecere, bună această trecere, Pușcaș se întreagă Halaia, însă în plasa laterală. Jucătură liberă pentru tricolori. Urmează centrarea, Halaia, îi se pește foarte. Urmează Silau Dua. Dumbrăvan, se întreagă Dumbrăvan, o lovitură de cap. Nu a trecut deloc. Din prima spre Gliga, aici este o zonă liberă, Eugen Gliga. Gliga spre Halaia din prima, prinde Hankins. Foarte frumos. Pușcaș. Pușcaș încearcă să treacă de Bilal Dua. Pușcaș rămâne la minge. Pușcaș, Halaia în blocaj. Mingea îi revine lui la doua Halaia. Diagonală spre Pușcaș, cu el cu Dua, trece Pușcaș, Pușcaș, un șut al lui Pușcaș, prinde Jenkins, prinde Hankins, fază fixă, un zid masiv pregătit de Jalen Hankins. Trage Dumbrăvanu, respinge Hankins în corner, a anticipat că șutul va veni în acea parte. Urmează centrarea. Pericol în careu, peste poartă, însă mingea a fost deviată. Tot mai puține momente, prieteni. Oasecii, cursa națională din Gibraltar, aproape se producă o surpriză la Chișinău, se întreabă Gliga și este gol! Aglomerat Gibraltar, însă jocul Moldovei în prima repriză a lăsat mult de dorit. Un șut al lui Gliga pe lângă poarta lui Jalen Hankins.